Sălăjenii cu datorii la stat pot beneficia de reducerea cu jumătate a penalităților pentru debite restante. Și asta dacă își achită datoriile restante până la data de 30 iunie 2012. Potrivit ordonanței de urgență 30/2011, contribuabilii, atât persoane fizice cât și juridice care au datorii la fisc, pensii sau sănătate, dacă își plătesc debitele până la data de 30 iunie, scapă de jumătate din penalități. Pentru a beneficia de această facilitate, cei în cauză pot depune la organul competent o cerere prin care solicită o situație a obligațiilor de plată. În termen de 5 zile de la depunerea cererii, organul competent trebuie să comunice contribuabilului situația solicitată și să întocmească un bordereau provizoriu de scădere din evidență fiscală a obligațiilor fiscale pentru care se pot acorda reduceri ale penalităților de întârziere. În următoarele 10 zile de la data comunicării situației obligațiilor fiscale, contribuabilul trebuie să achite prin plată sau compensare obligațiile principale și dobânzile aferente acestora. Dacă acest lucru se întâmplă, organul competent validează bordereul provizoriu de scădere a penalităților și în termen de 3 zile de la data stingerii va emite decizia referitoare la obligațiile de plată, accesorii, adică dobânzi de întârziere calculate și neinstituite datorită timpului trecut de la data depunerii cererii și până la stingerea prin plată. Dacă aceste obligații fiscale se achită, organul competent emite decizia de reducere a penalităților de întârziere.